Municipiul Drobeta-Turnu Severin cu localitățile aparținătoare vor intra de astăzi în carantină pentru 2 săptămâni. Această decizie s-a luat având în vedere situația epidemiologică de la nivelul unității administrativ-teritoriale, unde incidența cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este de 10,67 la 1000 de locuitori. Pe toată durata carantinei este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și non-alcoolice în interiorul sau exteriorul clădirilor. Cursurile școlare se vor desfășura doar în sistem online, iar organizarea de evenimente private este interzisă. De asemenea, s-a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise. Luând în considerare situația epidemiologică de la nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin generată de virusul SARS-CoV-2, unde rata incidenței la 1000 de locuitori este astăzi de 10,67, se instituie măsura carantinei zonale începând cu data de 11 octombrie ora 20 pe o perioadă de 14 zile, în urma analizei de risc emisă de Direcția de Sănătate Publică Mehedinți și Institutul Național de Sănătate Publică. De asemenea, creșterea numărului de infectări este îngrijorătoare la nivelul județului. 134 de cazuri noi de îmbolnăvire și 10 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în Mehedinți. Situația epidemiologică de astăzi, 11 octombrie, este următoarea. 1659 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice. 283 persoane se află internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 134 de persoane și au fost înregistrate 10 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 7,25. Cele mai afectate localități la nivelul județului sunt Șișești, cu rata de infectare de 12,61 la 1000 de locuitori, Preznița de Ocol cu 12,44 și Izvorul Bârzii cu 10,37.